109, binecuvântată e viața împreună cu Iisus, petrecută cu Iisus. Binecuvântată e viața petrecută cu Iisus, când îți luminează fața, pacea Domnului Iisus. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer. Unde dragostea e deplină și unde lacrimile pierd. Pocăință, este copilărie mai plăcută Domnului ca aceea care spruci nelipsit din casa lui. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către toții pocăință. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer. Unde dragostea deplină și unde lacrimile pierd. Pocăință, să-L cântăm cu toții și din toată inima. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer. Unde dragostea-i deplină
13. Vom citi cele patru versete, Filipeni, de fapt de la 11 la 13, trei versete. Filipeni, capitolul 4, pentru cei care aveți Biblia, traducerea Cornulescu, pagina 1154. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Vă invit să vă ocupați locul. Fratele Denny, în seara aceasta, a citit un verset din Tesaloniceni, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră ceva. Denny, când a citit versetul acesta, care Pavel îi spune tesalonicenilor, spune așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Câte lucruri rămân pentru care să ne mulțumim? Câte lucruri rămân pentru care să ne mulțumim? Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. În seara aceasta, pentru că suntem înaintea sărbătorii Zilei Mulțumirii, vreau să vorbim despre mulțumire. Peste câteva zile vom sărbători sărbătoarea acestei națiuni care ne-a primit și pe noi, și anume Ziua Recunoștinței sau Ziua Mulțumirii. Biblia ne învață că sărbătoarea mulțumirii și mulțumirea nu e o invenție a omului, ci este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit mulțumirea. Permiteți-mi să spun ceea ce vom vorbi în această seară, și anume, o să vedem ce este mulțumirea, definiția laică, o să vedem ce ne spune Biblia că este mulțumirea din textul citit, apoi o să vedem motive pe care Scriptura ne le dă ca să mulțumim. Mulțumirea este o stare la care se ajunge prin educație sau prin antrenament. Și ultimul lucru, mulțumirea este o stare care se poate pierde. În toate lucrurile, mulțumirea ca și stare e treaba noastră. Nu-i treaba lui Dumnezeu. Și să vă spun ceva, probabil, care nu o să fiți de acord cu mine și nu o să vă placă, dar e o realitate. Dumnezeu nu face pe nimeni mulțumit. Dar pe nimeni. Dar Dumnezeu dă tuturor oamenilor motive ca să fie mulțumiți. Le dă tuturor oamenilor motive ca să mulțumească. Mulțumirea este ea o stare realizabilă? Ne punem tot felul de întrebări de multe ori. O altă întrebare care aș vrea să răspundem la ea în seara aceasta. Poate acest deziderat să fie atins pe pământul acesta? Dacă este posibil aici și acum,
putem păstra mulțumirea ca și stare. De foarte multe ori noi am bătut la ușile companiilor sau când am fost și în România și aici să ne angajeze. Când ne-au angajat, nu-i așa că am fost mulțumiți. Am fost mulțumiți de salariu, am fost mulțumiți de șef, am fost mulțumiți de colegi. A trecut timpul. Salarul nu ni l-a mai plăcut, am mers să ne-l ridice. Și am cerut un dolar și ne-a dat 50 de cenți. Și nu a prea fost mulțumit, dar totuși am fost mulțumiți. Am căutat un alt loc de muncă, pentru că n-am mai fost mulțumit unde am lucrat. Și a trecut timpul și am devenit nemulțumit. Dumnezeu ne-a dat copii, ne-a bucurat de ei. A vrut să fie A straight, A pe linii. N-au fost. Dumnezeu ne-a dat 5 copii. Din 5, 2 au mers A pe linie, celălalt n-au mers A pe linie, nu? Și am fost nemulțumiți de multe ori. Nemulțumirea își face prezența în toate domeniile de existență ale vieții noastre. Și pentru a păstra starea de mulțumire, noi trebuie să ne luptăm. Din punct de vedere laic, în dicționarul explicativ al limbii române sunt multe definiții, am ales doar câteva pe care vreau să vă le citesc. Mulțumirea este un proces de închinare prin care o persoană își exprimă recunoștința pentru beneficiile primite. A mulțumi unei persoane pentru un cadou este o atitudine obișnuită pentru oameni. Mulțumirea înaintea lui Dumnezeu este un proces divin prin care omul se apropie de propriul Creator. Știți ce spune autorul epistolei către evrei în capitolul 13, versetul 5? Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip. N-am să te părăsesc. Promisiunile din Biblie, de la Genesa și până la Apocalipsa, le vom găsi precedate de condiții. Care e condiția pusă de Dumnezeu ca El să nu ne lase, ca El să ne poarte de grijă? Mulțumiți-vă! A cui trebuie mulțumirea? E treaba mea. E treaba noastră. Haideți să vorbim puțin despre câteva lucruri care ne spune ce este mulțumirea în textul pe care noi l-am citit. Titlul mesajului care îl împărtășim în seara aceasta l-am intitulat așa: Mulțumit așa cum ești. Mulțumit așa cum sunt. Vă aduceți aminte cum am citit în versetul 11? Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Apostolul Pavel scrie bisericii din Filipe scrisoarea. Știți unde era Pavel în momentul când a scris scrisoarea către biserica din Filipe? În pușcărie. Și nu era ca și astăzi cu televizor, cu gym room, cu fitness, cu ce vreți. Erau metodele de tortură romane la modă. Picioarele în butuci. Și acolo Pavel spune, vă scriu lucrurile acestea. Mulțumit așa cum ești. Fraților, nu are putere mai mare un mesaj spus de cineva decât atunci când el îl trăiește. Imaginați-vă pe Apostolul Pavel în pușcărie. În pușcărie scrie o scrisoare. Și scrisoarea aceasta îi spune, m-am deprins să fiu mulțumit. Am o întrebare, vom vorbi despre ea și la urmă. Câți dintre dumneavoastră ați vrea ca fiecare zi din viața dumneavoastră să fie o zi de pară? Nu cu muzică, zi de pară. Câți ați vrea să aveți în fiecare zi pară? Mâncare, Fratele Cornel ridică mâna, hai să ridic și eu, să fiu sincer, nu? Fraților, vă spun ce spune Biblia. Proverbe, capitolul 15,
a doua parte a versetului 15 ne spune că putem avea pari în fiecare zi. Care e condiția? Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Știți ce ospăț? Un cuvânt naiv. Pari! În zona noastră se folosea cuvântul ospăț la căsătorii. Dar în același timp ospăț, pe vremea lui Colinescu, se folosea la petrecere. Deci dacă vrei să ai petrecere, vrei să ai bani în fiecare zi, trebuie să ai inima mulțumită. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mulțumirea, după spusele lui Pavel, este obișnuință prin care noi ajungem să o trăim în fiecare zi. E obișnuință. Mulțumirea e obișnuință la care se ajunge prin exercițiu. Pavel spune, m-am deprins. Cu ce cuvânt modern am înlocuit cuvântul m-am deprins? Obișnuit. M-am dus în dicționarul de rime al limbii române și când am uitat în dicționarul de limbi de rime, am găsit una din rimele de sinonime, nu de rime. Am uitat la sora Gina că s-a gândit și mă pune pe gândul. Dicționarul de sinonime, nu de rime. N-am vrut să fac nicio poezie. În dicționarul de sinonime al limbii române, cuvântul care am putea să-l punem la deprins ca fiind un sinonim. M-am obișnuit. Sinonimele sunt cuvinte diferite care spun același lucru. M-am deprins. Mulțumirea este o stare la care se ajunge prin deprindere. Al doilea lucru din textul nostru, mulțumirea este o stare lăuntrică, constantă în viața unui om. Ea nu este o sinusoidă, up and down, up and down. Sunt mulțumit, sunt nemulțumit, sunt mulțumit, sunt nemulțumit. Știți unde duce nemulțumirea? La cârtire. Cârtirea. Israelului a scos Dumnezeu din țara Egiptului. Imaginați-vă să te scoată Dumnezeu din țara Egiptului într-o zi. Să vezi apa sânge. Să vezi că mor întâiul născut de la animale la faraon. Și în casele evreilor nu se întâmplă nimic. Să vezi că vine cea mai puternică armată a lumii din vremea aceea după tine și le zboară roțile de la carele lor, de la tancurile lor de pe vremea aceea, sinonim. Pentru că Dumnezeu a pus un înger să scoată pinurile, să scoată siguranțele de la roți și să fugă roțile în dreapta și în stânga. Să vezi lucrul acesta. Să-ți fie foame, să te scol dimineața și să mănânci mana de jos, dată de Dumnezeu. Să te trezești dimineața, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, m-am săturat de mană. Chiar nici ești de meniu. Poți să schimbi mâncarea, Dumnezeule. Și să-ți dea Dumnezeu prepelița. Și să mănânci carne, chiar cu carne. Să vezi pe Dumnezeu cum vorbește, vezi, auzi că vorbește, că nu l-au văzut. Și a spus Dumnezeu lui Moise așa, Moise sfințește poporul 7 zile să vină și să nu se atingă nimeni de munte. Animal, om, dobitoc, orice se atinge de munte, va muri. Să vezi lucrul acesta. Să auzi pe Dumnezeu că vorbește și să-i spui, Moise, să-ți vorbească numai ție, că noi pierim. Și că Moise întârzie pe munte, să-i spui lui Aron, fă-ne un vițel. Și-au dat oamenii, au făcut donații, să facă un vițel din aur, acolo a trebuit să fie mult aur.
Au făcut un bițel, a adunat fiecare și a dat aurul care l-a avut și a făcut un bițel de aur. Și ce au spus? Acesta e Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului. Și s-au închinat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a supărat pe ei. Pentru că nemulțumirea atrage după sine pediapsa. Și spune Dumnezeu, șerpi înfocați. Și a fost mâncat de șerpi. Dar Dumnezeu le-a dat și soluția. Soluția care se vorbește mai târziu în Epistola lui Ioan. Mulțumirea trebuie să fie o constantă. În viața evreilor, drumul dinspre Egipt, înspre Canaan, mulțumirea n-a fost o constantă. Dumnezeu le-a dat lege. Și în lege le-a spus să aducă jertfe de mulțumire. Știți ce spune psalmistul? Adu Domnului mulțumire ca jertfă. Psalmul 50. Și împlinește-ți juruințele făcute în fața celui prea. Dacă am văzut că mulțumirea este o constantă, mulțumirea este cea care trebuie să guverneze viața unui om. Ce înseamnă a guverna? A conduce. Pavel ce spune? Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În smerinie n-a comentat și în belșug, când a fost, nu s-a lăfăit. Știți care sunt două mari păcate care apar în lume și care sunt în lume și din nefericire le găsim și în biserică? Provocate de nemulțumire, de belșug și de sărăcie, de smerenie și belșug. Știți care sunt? Invidia și disprețul. Invidia săracului și disprețul bogatului. Știți că Biblia vorbește de invidie? Știți care este un sinonim, un cuvânt arhaic, din nou, care nu este folosit în limbajul curent, în limba română, pentru invidie? Știți care este cuvântul acesta? Pisma. Pisma. Amară. Disprețul bogatului și pisma sau invidia și disprețul era tendința credincioșilor din biserica primară să apară. Vine Iacob și le spune, dacă la voi vine unul sărac, ce îi spui? Rămâi aici în spate. Dacă vine unul bogat, ce faceți cu el? Treceți? Treci în fața. Și Iacob se găsește silit, obligat să rezolve problema aceasta. Și ce spune Iacob? Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Aceasta e religiunea curată, Iacob, capitolul 3. Disprețul și invidia sunt provocate de nemulțumire. De aceea nemulțumirea ea trebuie să guverneze viața credinciosului. Ea nu elimină supărarea. Nu. Dar face pe credincios să accepte voia lui Dumnezeu în viața lui. Mulțumirea care guvernează viața mea și viața dumneavoastră ne determină pe noi să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea tot Iacob vine și spune, tu care zici, mâine mă voi duce în cu tare loc și voi face cu tare lucru. Mâine mă voi duce în cu tare loc și voi face cu tare lucru. Tu să nu spui așa, ci să spui, dacă va voi Domnul, mă voi duce. Voi face cu tare lucru și cu tare lucru. Mulțumirea trebuie să guverneze. Ea este, ce este mulțumirea? Este starea dinăuntru unui om care îl guvernează pe om. M-am deprins. Știu să trăiesc merit. Și știu să trăiesc în belșug. Mulțumirea este starea
care îl duce pe credincios la puterea de a trece peste toate problemele. Peste toate problemele. Ați auzit câteva luni în urmă, am uitat în ce stat, o familie creștină. Au mers să sărbătorească ceva cu barca pe un lac. Am auzit la News, și-a fost la News. Și-a venit o furtună. Și o femeie și-a pierdut copiii, mi se pare că trei copii. Poți? Mizuri. Și-a pierdut copiii, și-a pierdut soțul, și-a rămas ea și cu nepotul ei. Și-a pierdut mama sau soții, erau și niște adulți. Am auzit la Bacturco, la scutam la radio. Știți ce a spus femeia aceasta? Am să-L slujesc pe Dumnezeu mai mult. Și n-am să-L întreb unde a fost și de ce s-a întâmplat. Nouă sicrie în familia ei. Câteva luni în urmă. Și femeia aceasta n-a zis, Doamne, de ce ne lua copiii printre care și un baby? Femeia aceasta a spus, am să-L slujesc pe Dumnezeu și nu-L întreb. Ea a vrut să moară, dar Dumnezeu i-a spus, n-am găsit Dumnezeu să mergă împreună cu soțul meu și copiii mei acasă la el. Asta înseamnă că el are un riză, are un motiv să mă țină pe pământ. Și n-am să-L întreb de ce au murit. Și am să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce pe mine m-ai mai lăsat? Trebuie să știu motivul pentru care m-a lăsat să trăiesc. Nu de ce, nu mă interesează de ce ai chemat acasă, îmi pare rău și plâng pentru ei. Dar vreau să știu de ce m-a lăsat pe mine în viață. Un om care are mulțumirea ca stare permanentă în viața lui, este unul care poate să treacă peste cele mai grele situații din viața lui. E în textul care l-am citit. Ce spune Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește. Mă opresc din nou și pun aceeași întrebare care am pus-o din textul care l-a citit fratele Demi din 11, capitolul 5. Mulțumim de Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dacă pot totul în Hristos care mă întărește, ce rămâne să nu pot? Ce rămâne să nu pot? Nimic! Nimic nu poate să rămână pe care o să nu pot împreună cu Hristos. Știți de ce spunem de multe ori? Nu mai pot? Spune, pentru că și-am spus de multe ori. Nu mai pot. Știți de ce? Pentru că nu-i Domnul Iisus Hristos cu noi. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Mulțumirea e starea care te duce la putea totul în Hristos. Este starea care te duce la putea totul în Hristos. Dacă am văzut ce este mulțumirea din textul lui Pavel, haideți să vedem câteva din motivele pentru care noi trebuie să-i mulțumim. Anii în urmă, și cred că și anul trecut la ziua mulțumirii, am făcut ceva. Am dat mai mulți ani la rând microfonul prin sală, microfonul copii, și să spună fiecare pentru ce mulțumește. Și la copii, și la oamenii mari, și au spus unul într-un fel, altul. Mi-a plăcut Abigail, cred că vreo 6-5 ani de atunci, Abigail, fratelui Mitru, a spus, mulțumesc lui Dumnezeu pentru mami că face curățenie atunci când noi facem vizionare. E ceva să mulțumim, mi-a rămas așa în minte. Copiii din familia Dura a spus, mulțumesc lui Dumnezeu pentru mami că e asistentă și când ne lovim it's a nurse și când ne lovim are timp să se ocupe de noi. Fraților, Dumnezeu nu face pe nimeni mulțumit, dar la toți ne dă motive de mulțumire. Care dintre dumneavoastră nu aveți niciun motiv să mulțumiți Dumnezeu mâna sus? Îi pun și la spate, nu cumva se ridic și crede să chiar nu am motive. Am motive de mulțumire. Avem motive foarte multe și am putea fi practice. Dar vreau să vorbesc câteva motive care ne dă Scriptura. Ne le dă Scriptura.
Și apoi, dumneavoastră să vă gândiți la ele. Să le puneți în viața dumneavoastră și în viața mea, practică. Motive de mulțumire. Unul din motivele de mulțumire pe care ne dă Scriptura este că Dumnezeu ne-a oferit viață veșnică. Amin? Un alt motiv este că Dumnezeu ne dă biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boltul moarte? Boltul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Motiv de mulțumire. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință. Câți dintre noi ni s-a terminat problemele? E ora 8? Trebuie să închei. În timpul ne-a spus că ne ținem de program. Probabil că vorbim altă dată. Motive de mulțumire. Coloseni 1:12. Coloseni 1:13. Coloseni 1:14. Vreau neapărat. Ultimul punct. Trecem peste celălalt de punct. Ultimul punct foarte tangențial. Mai permiteți 5 minute. Ultimul lucru. Mulțumirea se poate pierde. Starea de mulțumire se poate pierde. Știți ce fură starea de mulțumire? Regretele trecutului. Îmi pare rău pentru că n-am rezolvat problemele cum a trebuit să le rezolv. Îmi pare rău că în situația respectivă n-am făcut ce trebuia să fac. Îmi pare rău că n-am vorbit ce trebuia să vorbesc. Îmi pare rău. Nemulțumirea, regretele pentru trecut îmi fură mulțumirea prezentului. Iar mulțumirea trebuie să fie cea care mă guvernează. Și am spus că sunt tangențial. Aș putea vorbi în seara aceasta doar despre lucrul acesta. Al doilea lucru care ne poate fura mulțumirea ca stare, știți ce este? Nemulțumirea prezentului. Sunt nemulțumit de prezentul meu. Eu sunt nemulțumit de multe lucruri. Dar ce se întâmplă, sunt nemulțumit despre cum arată. Nu văd în oglindă. Dar eu am luat-o ca și compliment. Azi mânc cafeaua, mi-a zis, băi, să știi că am îmbătrânit, mai ales tu. Și zic, Dana, iau cu un compliment cu un om când îmbătrânește, devine mai înțelept. Fraților, nemulțumirea prezentului, nemulțumit de ce am, nemulțumit de cum arat, nemulțumit de ce sunt, nemulțumit. Nemulțumirea prezentului îmi fură starea de mulțumire care trebuie să o am ca o constantă în viața mea. Și apoi, cel mai mare dușman care îl avem toți sunt îngrijorările pentru viitor. Îngrijorările viitorului ne fură starea de mulțumire. Știți că Domnul Iisus Hristos a știut că dușmanul ăsta trebuie omorât și trebuie scos afară. A știut că dușmanul acesta va măcina inima credincioșilor în istorie și inima credincioșilor din ziua noastră, contemporan cu noi. Domnul Iisus a știut treaba aceasta. De aceea vorbește despre nemulțumirea care poate fi furată de îngrijorările viitorului și spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Închei, spunându-vă următorul lucru. Fiecare om când se naște pe pământul acesta, Dumnezeu în atot știința Lui are o cantitate de necaz pentru om. Și în cantitatea aceasta de necaz și probleme și încercări împarte pe zile. Și ce spune Domnul Iisus? Ajunge zilei necazul ei. Într-o zi un necaz mai mare, în altă zi un necaz mai mic. Dar îngrijorarea ne fură îngrijorarea viitorului. Ne fură starea de mulțumire. Fraților, haideți să fim mulțumiți. Eu cred și știu că dumneavoastră sunteți oameni înțelepți. Și nu vă laudă. E o realitate. Eu am părere bună despre dumneavoastră că sunteți oameni înțelepți. La fel ca de mine. Sunteți oameni foarte înțelepți. Aproape ca mine. Noi suntem toți la fel. Dumnezeu ne-a creat egal. Și dacă sunteți oameni înțelepți, și dacă suntem oameni care avem înțelepciunea lui Dumnezeu, putem pleca de aici, lăsând ca regretele trecutului, nemulțumirea prezentului și îngrijorarea viitorului să fie dușmanii care ne face nemulțumiți în fiecare zi? Putem pleca de aici?
Dacă nu, haideți să ne punem pe genunchi acasă și spunem, Doamne, ajută-ne să trăim mulțumirea. Și știu că dumneavoastră vă place și mie îmi place ca să fim tot timpul într-un ospăț. Proverbe, capitolul 15, a doua parte a versetului 15. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm o cântare pentru lauda lui Dumnezeu ca o jertfă de mulțumire. În timpul acesta, Sami cu Jayden vor trece să adune plicurile scrise sau banii care vreți să-i puneți în colectă. Știți, dar noi obișnuim să o cântăm și în România o cântam la fiecare sfârșit de program. Doamne, acum seara a sosit, ție ne încredințăm. Doamne,